Suntem sub cod roșu de gripă, 3 români au murit și peste 100 s-au îmbolnăvit numai în ultima săptămână din această cauză și situația nu pare deloc să se îmbunătățească. Dacă până acum ne feream de virusul AH1N1, medicii ne sfătuiesc să fim atenți la gripa de sezon de tip B. Magda Bucur este la Spitalul Floreasca. Magda, bună seara! Cum ne apărăm? Ce spun specialiștii? Bună seara! Specialiștii europeni sunt cei care au pus România sub cod roșu de gripă. Ca să înțelegem mai bine, este ultima treaptă înainte de declararea unei epidemii. La noi în țară, reprezentanții Ministerului Sănătății sunt ceva mai rezervați. Ei spun că deocamdată pe teritoriul României intensitatea gripei este medie. Probleme sunt însă, în ultimele 4 luni au fost raportate la noi aproape 100.000 de infecții respiratorii acute, iar virusul de tip B, deși nu forme foarte grave ale bolii, se răspândește într-adevăr foarte ușor, mai ales în colectivități. Bineînțeles, medicii ne spun că cea mai bună măsură de protecție este vaccinarea antigripală. Când vine vorba de gripă, toată lumea a auzit de AH1N1. Am auzit de AH1N1, dar de virusul ăsta B n-am auzit. Chiar n-am auzit de virusul B până acum. Chiar dacă nu e la fel de cunoscut, virusul B, cel care dă gripa sezonieră, poate fi la fel de periculos, mai ales că se transmite mult mai ușor de la om la om, în special în colectivități. În general, determină îmbolnăviri mai blânde, deci forme ușoare de îmbolnăvire, cu acea simptomatologie pe care o știm și de la gripa A. Fie că vorbim de gripa nouă sau de cea sezonieră, săptămâna trecută s-au îmbolnăvit peste 100 de oameni, adică o treime din toate cazurile înregistrate de la începutul sezonului. Cele mai multe au fost la Arad, Iași și Prahova, unde a și murit un om. Alți doi oameni au murit din cauza gripei în Neamț și Ilfov. De altfel, în ultimele 4 luni, virusul gripal a provocat 15 decese. Niciodată nu știm o infecție gripală cât ce complicații poate să dea, în special pe organismele tarate. Cea mai bună măsură de protecție este vaccinul antigripal, care conține și tulpini ale virusului B. Asta spun medicii. Mulți preferă însă să se trateze acasă. De gripă nu mi-e frică mie. Nu, mă duc de obicei la medic acasă, mă tratez cu ceai, eventual cu paracetamol și cam atât. Fac inhalație cu ceai de mușețel. Și trece. Nu mă feresc. În fiecare zi beau câte o țuică mică. Nu m-am vaccinat niciodată și nici nu mă vaccinez. Am o imunitate naturală. Peste 90.000 de români au fost diagnosticați în acest sezon cu infecții respiratorii și potrivit raportului european de supraveghere epidemiologică, țara noastră este sub cod roșu de gripă.